Primăria Ploiești dă asigurări că anul acesta nu va mai fi repetată greșeala de anul trecut, când municipiul rămăsese neiluminat specific la debutul sărbătorilor de iarnă. În acest sens se face o negociere directă. Există o achiziție pe ce înseamnă conceptul de Crăciun, care cuprinde și iluminat, și modul de aranjare, și, nu știu, idei cu care să ieșim un pic din contextul care exista până în prezent. Iar negocierea directă se referă strict la furnizorul de corpuri de iluminat și la, printre altele, da, și la cei care vor face partea de montaj, asamblare și ulterior operațiunea de dezasamblare. Lumină o să avem anul acesta. Anul trecut, în cele din urmă, municipalitatea a amplasat câteva instalații de iluminat ornamental pe străzi, dar fără ca atmosfera de sărbătoare să aibă strălucirea de altă dată.